Numele meu este Otilia Manteler, sunt psiholog și psihoterapeut pe traumă, iar astăzi sunt bucuroasă să prezint puțin Cartea Rătăciți în Labirint, scrisă de Lavinia Bârlogeanu, Chipuri ale Bântuirii și Mântuirii în procesul terapeutic. Este o carte apărută la editura Herald, care mie mi-a mers la inimă și care mi-a deschis cumva apetitul către părțile mele mai întunecate, un apetit de a le cunoaște un pic mai bine, de a le lăsa să ocupe mai mult spațiu în mine și asta încerc să fac și eu astăzi în acest videoclip cu voi. Ce știm noi despre noi, da? Despre oamenii care merg în procesul de psihoterapie, este că ne ducem acolo când mecanismele noastre de coping nu prea mai funcționează, când viața noastră nu mai este la fel de bună ca înainte, atunci când ne funcționau mecanismele de supraviețuire. Și atunci ne ducem la psihoterapie și sperăm ca psihologul să ne ajute să ne fie un pic mai bine. Ce descoperim acolo este că avem părți întunecate în noi cu care nu vrem să intrăm în contact. De ce? Pentru că suntem crescuți de mici că oamenii trebuie să fie buni. Mai ales femeile, dacă bărbaților le este mai ușor să admită că sunt ca au părți întunecate, că sunt răi, că le place să se lupte, dacă bărbaților le este mai ușor să simtă emoții mai complicate, cum sunt gelozia, deși nu le este ușor să simtă frica, dacă le este ușor să simtă invidia, să intre în competiție. Femeilor nu le este ușor. Noi vrem toate să fim bune, noi vrem să fim calde, să fim inocente, pe cum păpușa Vasilisa, nu-i așa, din basmul Baba Yaga. Ei, acum intru puțin în ceea ce face Lavinia în cartea ei și anume că ea folosește miturile în psihoterapie pentru a ajuta omul să intre în profunzimea subconștientului lor, său. Bun. Ce se întâmplă e în felul următor, că un mit, da, de exemplu, dacă ne uităm la mitul cu Minotaur, cu Tezeu și cu Ariadna, știm că Ariadna s-a îndrăgostit de Tezeu și i-a dat firul acela care el a mers prin labirint, astfel încât să ajungă la Minotaur. Minotaurul fiind simbolul secretelor noastre ascunse la care noi nu vrem să ajungem. Da? Ei, Tezeu, pe de o parte, este un bărbat care se luptă, nu? Este un bărbat foarte curajos, care are puterea de a învinge Minotaurul, da? Deci este un bărbat care e pregătit să înfrunte pericolul extern, ceea ce societatea cere bărbaților, nu? Să se lupte cu pericolele externe, să protejeze, să provide, nu-i așa? În schimb, Tezeu nu poate să lupte cu demonii lui interiori. Da, pentru că el cade pradă ispitelor surorii Ariadnei. Și nu numai din cauza asta. Și atunci, în psihoterapie, de exemplu, dacă un bărbat vine la terapie și este un bărbat care reușește să lupte în viață, care reușește să aibă un job foarte bun și să aibă grijă de familia lui, de soție, de copii, de părinți și așa mai departe, ei, acest bărbat, cu ajutorul mitului, ar putea să înțeleagă că și în interiorul lui e un fel de minotaur și că este foarte bine și este foarte util să ajungă în contact cu acel minotaur și să îl transforme. Dar la fel și pentru noi, pentru femei, ziceam un pic mai devreme că este important să acceptăm că suntem și ca zeițele acelea delăsătoare, ca zeițele dominatoare, manipulatoare, că nu suntem toate unțe cu lapte și miere. Și noi femeile pedepsim, da, crezând că ne iubim bărbații și că suntem doar victime ale lor. Da? Și noi femeile mai nou spunem că ne susținem una pe cealaltă, creăm sororități, avem foarte tare conceptul acesta de women supporting women, ceea ce toate sunt minunate, da?
Societatea ne îndeamnă foarte mult către pozitivism, ceea ce e foarte bine, dar e important să știm că nu suntem încă acolo. E important să știm că avem o meduza în noi, femeile, că avem, da, care se duce și care ucide în același timp. Avem o Atena în noi, care este rea cu meduza, care pedepsește celelalte femei. Și până nu ajungem în contact cu părțile noastre întunecate, ne va fi foarte greu să ajungem la women supporting women, la bărbat împlinit care atât protejează familia, cât este și în contact cu el, nu cum ne plac nouă femeilor, bărbații să fie în contact cu emoțiile lor. Și atunci, pentru mine, cartea Rătăcințe în labirint, a Lavinii Bârlogeanu, Lavinia, te felicit foarte, foarte tare pentru cartea pe care ai scris-o. Pentru mine această carte este de referință, este de suflet, pentru că ca și persoană mi-a dat niște insight-uri către părțile mele întunecate și o dorință de a le cunoaște mai bine, de a le aduce mai mult la suprafață. Iar ca psihoterapeut mi-a dat un instrument cu care să ajut clienții mei să accepte că nu, că să-și accepte părțile întunecate. Mulțumesc!